Cercetătorii americani au descoperit o asociere între consumul de cafea și speranța de viață în cazul cancerului colorectal metastatic. Consumarea câtorva căni de cafea pe zi a fost asociată cu o rată de supraviețuire mai mare și cu un risc mai mic de agravare a cancerului. A fost concluzia cercetătorilor de la Dana-Farber și Mayo Clinic School of Medicine. Cercetătorii au descoperit că în cazul a 1171 de pacienți din SUA tratați pentru cancer colorectal metastatic și care au raportat că au băut 2 până la 3 căni de cafea pe zi, boala s-a agravat mult mai târziu față de cei care nu au consumat cafea. Participanții care au băut mai multă cafea, peste 4 căni pe zi, au avut un beneficiu suplimentar. Constatările au permis oamenilor de știință să stabilească o asociere, dar nu și o relație cauză-efect, între consumul de cafea și reducerea riscului de progresie a cancerului și deces în rândul participanților la studiu. Cercetătorii americani au precizat că sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă există într-adevăr o legătură cauzală între consumul de cafea și îmbunătățirea rezultatelor în cazul pacienților cu cancer colorectal și ce compuși din cafea sunt responsabili mai exact de acest efect.